Aproximativ 400 de jandarmi au acționat astăzi la nivelul a 8 județe, Brăila, Buzău, Galați, Vrancea, Tulcea, Ilfov, Ialomița și Gorj, pentru limitarea efectelor produse de căderile masive de zăpadă și viscol. Jandarmii au participat împreună cu celelalte structuri locale din cadrul MEAI pentru a dezăpezi, salva și evacua populația sinistrată. De asemenea, acolo unde a fost nevoie, efectivele MEAI au distribuit alimente, pături și medicamente. Echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea au ajutat la dezăpezirea gospodăriilor, în special prin facilitarea accesului către sursele de apă și locurile în care erau depozitate lemnele. În funcție de evoluția situației, numărul jandarmilor care acționează la nivelul acestor județe poate fi suplimentat. Cetățenii pot solicita sprijinul Jandarmeriei Române apelând non-stop numărul unic de urgență 112.